Continuăm emisiunea Dale Buzeanului, vorbim cu domnul viceprimar Andrei Neder. Domnule Neder, așteaptă cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Sunteți în direct. Bună seara. Bună seara, vă ascultăm. Îmi cer scuze că vă deranjez, am crezut că... Nu ne deranjați. Nu ne deranjați, în primul rând. O problemă care mă interesează și nu știu dacă domnul viceprimar, cu plombările și asfaltările. La XXL în față, din când ești din Rondou și o ești spre XXL, spre autogara aia, și pe urmă faci stânga să ieși în Constituție, ce e acolo, e jale, domne, cu gropile. Îmi cer scuze că vă întrerup. Când ați trecut ultima dată? Acum 3 zile. Treceți astăzi, acum, după amiază asta, treceți pe acolo. Bun, îmi cer scuze, dacă s-a spalt... Nu e nicio problemă. Eu vă recomand să treceți în după amiază asta. Exact ce vă spuneam de bucata care s-a asfaltat. Acolo ați pus cele 5 tone de asfalt pe toate? Doar 5 tone, restul de 45 în oraș. Vă mulțumim pentru intervenție, o veste bună înseamnă. Vă rog, vă ascultăm, sigur. Mă scuzați? Deci mai am o problemă. Vă rog. Asta e valabilă pentru domnul Toma cu polițiștii locali. Dar trebuie să o spun. În micro 14, în piața asta aici, micro 14, sunt vreo 5-6 aurolaci care îi jale cei cu ei. Am dat telefon astăzi la poliția locală, se poate verifica că am dat telefon la dânsii. Îi jale cei cu ei, cu aurolacii, cu cerșitul, cu înjuratul, cu fel de fel de... E insuportabil. Și de la poliția locală ce v-au spus? Că n-avem ce să le facem, că le-am dat amenzi și nu poate să le plătească și le-am spus, domnule, chiar în momentul de față este unul care mangă în față la Big, cerșești, mai sunt doi la intrare de la stația de taxi la Big, la intrarea spre piață, le-am dat exact locul să duc. N-avem ce să le facem, spuneți-mi că vă numiți. Nu vă spun că vă numiți, vă rog să rezolvați problema. Că n-avem ce să le facem, că le-am dat amenzi și nu poate să le plătească. Da, o să-i întrebăm și noi pe cei de la poliția locală, îi vom invita în emisiune. Într-adevăr, ar trebui găsit o soluție, chiar dacă se dau amenzi. Bănuiesc că sunt și minori, nu? Nu, sunt, nu sunt minori. Nu sunt minori, sunt minori în față la Big și încă unul mare major bețiv, la Big acolo a cerșit, iar restul în piață aici, pe subtarabile astea, e jale. Sunt majori, sunt un fel de slugi a celor care au marfă. Aha, îi ajută probabil la cărat. Deci, la... dar e jale cei cu ei. Da, e o problemă, într-adevăr. Da, vă e o problemă. Vă mulțumim că ne-ați spus. Da. Nu s-a rezolvat nimic. Vă mulțumim și noi. O seară frumoasă vă doresc. Din păcate, am să răspund cât de cât. E o problemă, pentru că singura măsură pe care o putem lua împotriva acestora... este numai amenda. Nu putem să-i strângem, nu putem să-i ducem nicăieri, poliția nu poate să le facă altceva, doar să stea să-i păzească în continuare, dar mai mult de atât vă închipuiți. Nu, iar cu atribuții de a păzi oameni sunt doar 120 de polițiști, că restul de 370 nu prea au atribuțiile astea. Da, aici este o problemă foarte mare. Problemă, da. Pentru că deci, iar revin la partea legislativă care... ne ține pe loc sau ne creează anumite probleme. Da, haideți să mai vorbim cu un telespectator. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Cred că nu vreau să-l supăr pe domnul viceprimar, dar... Dar nu vă supărați, vă spun sincer. Nu supărăcios de felul meu, în primul rând. Vreau să vă spun că dumneavoastră cred că ați vrut să evitați să spuneți cauzele de ce nu se asfaltează noaptea. Și vă spun eu, în primul rând că nu au dotările necesare cei de la Urbis, ar trebui să aibă ceva, niște utilaje cu lumini, cu nu știu ce e așa. Semnalizări, într-adevăr, da. Ok, prima. A doua. Necesită spor de noapte. Pentru că dacă vedeți dumneavoastră, nu se lucrează nici în weekend. E aceeași problemă, tot cu sporurile și nu știu ce. Că pentru că ar găsi soluții, ieșirea spre Zmeieni unde nu deranjează nici locatari, nici nimic, sunt zone unde ar putea să asfalteze. Aceea s-a asfaltat. Șoseaua Pogonele s-a asfaltat. S-a reparat. Nu, dar problema este că nu avem cu ce. Până la urmă, deranjant nu e asta. Dacă țineți minte anii trecuți, pe podul de la Mărăcineni, unde e un trafic infernal acolo, nici cei de la CNADR nu lucrau sâmbătă și duminica. Deci e jenant. Asta e. Astea sunt condițiile ora actuală. Numai că eu n-aș dori să facă mai asfaltare tot cu Urbisul. Și nu cu materialele care s-au folosit până acum. Exact ce a spus un telespectator înainte, s-au făcut niște străzi, se vede spiruhare, de gherea și nu știu ce, și pe urmă iar se trezește peste un an, doi,
să mai facă nu știu ce săpături și asta era problema. Deci cred că nu vă supărați pe mine, dar cred că până la urmă sporurile și astea sunt mai... Da, ele sunt problema. Și utilajele care ar putea fi folosite, da, silențios. Utilajele sunt din anii 80-70, nu știu de când sunt utilajele alea. Deci... De aceea la Brașov se poate și la noi nu. Și la noi nu se poate, da. Da. Vă mulțumim pentru intervenție. O seară frumoasă. La fel. La revedere. Da. Deci, nu neapărat. Într-adevăr, domnul, pot să-i dau dreptate pe o parte. Utilajele sunt cele care sunt existente la ora actuală la municipiul Buzău. Cu sporurile, oricum, există fel de fel de sporuri, așa că un spor în plus nu cred că era cea mai mare problemă. Dar utilajele, cum am spus, într-adevăr, vis-a-vis de asfaltări, ce spunea domnul cu marea asfaltare, de marea asfaltare, probabil va fi o licitație deschisă, pentru că lucrările vor depăși sumele de încredințare directă și atunci automat vor participa, vor recurge la o licitație. Cu siguranță sunt foarte mulți doritori să participe la această licitație. Cu siguranță caietul de sarcini va avea foarte multe puncte vis-a-vis de rețeta care se va folosi asupra asfaltului. Cu siguranță când va începe asfaltarea, știți? Anul ăsta. Anul ăsta, cu siguranță. Cu siguranță. Da, facem glume, domnule viceprimar, dar... Nu facem glume, vorbim serios și poate dumneavoastră eu vorbesc serios. Da. Bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Bună seara, domnule viceprimar, bună seara, stimată doamnă. În primul rând vreau să adresez o întrebare legată de rândul care este în proximitatea tribunalului. Creează foarte multe probleme celor care intră dinspre Bălcescu sau Unirii, depinde cum vin, pentru că acolo se creează ambuteiaje. Da, cred că e a cincea oară când se reclamă această situație și înțeleg că da, nu s-a rezolvat. Deci, tocmai asta este problema cea mai mare. Dacă lumea sesizează această problemă, e chiar atât de greu ca cineva să ia o măsură și să facă ceva, adică să disfințeze acel sens giratoriu, să facă drum cu prioritate altfel decât a fost până acum? Da, n-ar fi atât de greu, dar cum spunea domnul Neder mai devreme, înțeleg că e birocrația mare în primărie. Nu, aici este cu totul și cu totul altă problemă, ca să spunem așa. Și vă spun direct, ca să o înțelegeți. Sincer, sigur. Eu am calificare de profesor de educație fizică și competențele, nu neapărat competențele, dar mă pricep să dau sfaturi vis-a-vis de sporturi, să spunem. Acel rond nu a fost amplasat de mine sau de cineva neștiutor. Nu s-a făcut după ureche, ci în urma unui studiu. Studiul cui? Făcut studiu de cine? Studiu de poliție, studiu de trafic, câte când mașini trec din partea asta, înainte de să amplasa acel rond. Deci, vă spun atâta, problemele care erau înainte erau mult mai mari decât problemele care sunt la ora actuală. Și n-ar putea să fie și mai mici în continuare? Păi, s-a ascultat și pe oamenii care spun că există soluții? Exact asta v-am spus. Am ascultat o mare majoritate înainte și am luat hotărârea să amplasăm acel rond. Dar acum îi ascultăm pe alții, ăia nemulțumiții, ca să înțelegeți direct. Nemulțumiții la ora actuală sunt mult mai puțin decât nemulțumiții dinainte. Deci acel rond a rezolvat o problemă. Niciodată nu putem să mulțumim pe toată lumea. Și a creat o altă problemă. Pentru un număr mult mai mic. Bun. Să vă citesc câteva mesaje. Bună seara, domnule viceprimar. Locuiesc în cartierul Micro 14, în blocul din spatele filaturii. Din nou, o problemă care a mai fost reclamată. Pentru a traversa și a merge spre stația de autobuz, trebuie să facem slalom printre mașinile salariaților filaturii care parchează pe trotuar. Filatura are la stradă un spațiu foarte mare care este îngrădit de dumnealor. Puteți interveni la conducerea filaturii pentru a-și amenaja o parcare proprie? Da. O să discutăm, o să ridicăm problema aceasta cu conducerea filaturii. Pentru că s-ar rezolva foarte multe probleme pentru locatarii din zonă. Da. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună seara. Bună seara, domnișoară, bună seara, domnului viceprimar. Vă ascultăm. Vin și eu cu două probleme, dacă sunteți amabili. Domnul vice. Vă rog. Ce facem cu pubelele astea din fața blocului, de la intrare la bloc? Vă răspund imediat sau o puneți și pe a doua? Eu zic și vă răspund la amândouă. Da.
S-a încălzit și vă dați seama, o primă notă când intrăm în bloc ne ia mirosul de nas. Și o să fie din ce în ce mai calme. Primar cândva a promis că se va mai face un cimitir. Unde și când? Da, foarte bună întrebare. Dacă puteți să răspundeți. Vă mulțumim pentru intervenție. Domnule Neder, cred că... Am să-i răspund scurt doamnei vis-a-vis de pubele. După cum știți, începând de anul trecut, o parte din rampele de gunoi au fost modificate, au fost îngropate, deasupra existând... În alte zone s-au pus tomberoane. În alte zone s-au pus tomberoane. Proiectul continuă și în curând tot municipiul Buzău va beneficia de astfel de rampe ecologice de gunoi. Deci până în vară să sperăm că vor dispărea tomberoanele. Nu vor mai exista acele tomberoane la suprafață cu capace deschise, cu câini prin ele, cu... Spunea și domnul mai devreme, au rolaci și alții colectori de gunoaie, ca când să va fi așa. Un nou cimitir în Buzău înființat? Știți? Se discută această problemă, un termen nu este dat la ora actuală, se discută. Ați identificat și un loc anume? Nu, momentan sunt mai multe zone, din câte știu, care se, să zicem, că au intrat în discuție pentru acest lucru. Știu că era undeva ceva zona Transilvaniei, parcă... se gândiseră pentru un astfel de cimitir. Pentru un astfel de loc. Da. Bună seara, spune un telespectator. Ce asfaltare ați făcut în zona XXL? Plombe? Orașul arată ca o măsea cariată. Păcat. Păi tocmai asta, arată ca o măsea cariată. Ce ați făcut în zona XXL, întreabă telespectatorul. Păi cum v-am spus, acea bucățică de stradă a fost acoperită în această, de azi dimineață până la ora actuală. Da, avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Să rămână, bună seara, domnule. Bună seara. Primar. Sunt din cartierul Broșteni. Tot legat de asfaltări și legat de curățenia care trebuia să fie deja demarată în acest moment în toate cartierele. Cartierul Broșteni arată groaznic. Străzile arată la fel. Ieri veneam pe în jurul orei 15 și ceva pe strada Verii și era o echipă care asfalta, puneau niște plombe pe acolo. Acești lucrători nu sunt coordonați de absolut nimeni, de nimeni care să îi supravegheze, să vadă cum se execută lucrările de plombare, că asta este. Noi suntem obișnuiți. După 30 de ani, în continuare, tot așa se va merge. Ne-a promis domnul primar cândva că o să asfalteze 130 de străzi, o să tacă, o să dragă, dar cred că merge pe aceeași politică ca și postul primar. Mai mult decât atât, prin cartiere sunt trotuare cu copaci pe lângă ele, copacii au crescut, au ridicat pur și simplu asfaltul pe trotuarele respective de intrare, de acces în bloc și sunt oameni în vârstă care chiar nu mai pot să ridice atât de mult piciorul ca să salte peste acele umflături formate de rădăcini. Chiar nimeni nu ne poate băga în seamă. Chiar plătim impozite până nu mai putem și nimic nu se face în țara, în orașul ăsta. Nu poate să fie o politică corectă și verticală ca să luăm cel puțin un cartier într-un an de zile, să-l facem de la A la Z, să lăsăm ceva în urma noastră. Sunt atât de mulți copaci cu crengi uscate. Avem o sacie în spatele blocului Ion 1, puteți să notați, poate trimite pe cineva, domnul viceprimar, să-l toaleteze. O sacie care mai are un pic și cade peste balcoane. Nimeni nu urmărește chestia asta. Ar trebui să urmărească. Dar... E bine că sesizați dumneavoastră că sunt probleme, că poate au și cei care... Și ne pare foarte rău pentru că am văzut, dumneavoastră vreți să faceți ceva, îl invitați și pe domnul primar, și pe Andy, viceprimar, însă chiar nimic nu se... Da, îi invităm ca să-i luați la întrebări dumneavoastră și poate află care sunt problemele. Cu zâmbetul pe buze ne răspund ca... făcut și a asfaltat. Dom'le, asfaltează un cartier într-un an de zile.
că și așa decât să pui plombe în tot orașul și după o săptămână de zile să fie aceleași gropi, asfaltează, domnule, un cartier într-un an de zile și l-ai terminat pe ăla și banul următor te e cu altul, domnule. Chiar așa nu putem să ne debarasăm de toate aspectele astea urâte și... Mai sunt 3 ani de zile din mandat, chiar mai mult de 3 ani. Poate când încep asfaltările se vor face măcar 3 cartiere. Cred că se va finaliza și mandatul domnului primar și noi tot în aceeași cloacă și mizerie vom sta. Când eu vă garantez că nu veți sta în aceeași cloacă, dar când bate o să vă dau o explicație după ce terminați întrebarea. Ridică praful până la etajul 4. Balcoanele sunt pline de praf și de mizerie. De ce? Pentru că nu avem parcări curate, nu avem parcări amenajate, străzile sunt pline de gropi și le au autoturismele pe roți și îl vântură de colo-colo. Este normal, dumneavoastră, chiar vă place așa? Îl las pe domnul viceprimar să vă răspundă. Eu vă mulțumesc că ne-a sunat. Sunt situații reale cele prezentate de telespectator. Dau dreptate domnului de felul cum arată orașul. Îi dau dreptate și este atât de simplu, atât de simplă viziunea dânsului. La fel de simplu am avut-o și eu până anul trecut când să preiau acest mandat. Numai că vreau să readmintesc un aspect. Am început mandatul cu buget zero și știți foarte bine, pentru că totul se limitează la partea financiară. Am început mandatele, domnul primar și noi viceprimarii, buget zero. Am încercat să încropim pentru venea căldura iarna care trebuia subvenționată, pentru fel de fel de lucrări care am încercat, știți foarte bine, s-am terminat anul pe plus, ca să spunem așa, cu niște bănuți. Acum suntem în lucru cu bugetul. Probabil și domnul primar a fost invitat și la dumneavoastră în emisiune și în multe alte emisiuni. Și a spus foarte clar, anul acesta 10 milioane de euro din bugetul primăriei vor fi alocați pentru investiții. Și aici înseamnă asfaltări, achiziții de utilaje pentru asfaltări, ca să spunem așa, autobuze. Este cea mai mare parte dintr-un buget care se va duce către investiții. Oamenii așa de la existența, să vadă de la existența, să spunem, Buzăului modern de după 90. Întrebările vor fi aceleași. Știu, când se va întâmpla această nu putem minune, să oamenii transformăm, vor suna și vor spune felicitări. Este corect. Nu putem să transformăm bugetul, să transformăm Buzăul peste noapte într-un oraș, știu eu, nici măcar ca Brașovul. Da, păi să vrem și mai mult. Deci, până nu avem un buget care bugetul va fi aprobat la sfârșitul lunii, nu avem cu ce să ne apucăm de mare asfaltare, ca să înțelegeți. Da, vorbim cu un telespectator. Bună seara, sunteți în direct. Alo, bună seara. Bună seara. Vă rog. Bună seara, domnul viceprimar, să rămâne. Bună seara. Aș vrea să ascult și eu emisiunile locale și de multe ori e contradicție mare de tot. De exemplu, domnul primar ne dă exemplu întotdeauna că a luat bugetul primăriei cu un minus extraordinar. Domnul viceprimar acum spune că l-a luat pe zero. Pe cine să credem? L-a luat cu un minus, da, erau date. Da, bine, era o expresie, nu era neapărat. E adevărat, da, e adevărat. Nu? Și aseară domnul primar a spus că l-a luat cu nu știu cât în minus. 250 de miliarde, vă spun eu, erau datorii. Să peste asta. Părerea mea personală... Sensul giratoriu de la tribunal e făcut greșit total. Nu știu cine l-a studiat. Eu circul zilnic cu mașina. Nu s-a întâmplat niciodată să se facă cozi de mașini de la tribunal de acolo până în Piața Daci. Până în Piața Daci, v-ați înțeles? N-am întâlnit așa ceva. În momentul când se dă drumul la stopurile de acolo după Unirii, vine din toate direcțiile și blochează pur și simplu sensul giratoriu. De aici nu mai poți trece. Nu mai poți să treci. O să-i întrebăm și pe cei de la poliția rutieră să vedem ce idee au. Am epuizat-o și pe asta. Hai să vă mai spun o problemă. Domnul primar a spus că o parcare, că se ocupă de parcări, într-adevăr, costă cam în jur de 2 milioane o parcare, amenajarea unei parcări. Am trecut și eu pe la Obor, unde se amenajează o parcare între blocurile acelea înghesuite de acolo. S-a săpat de jumătate de metru, s-a băgat balastru și urmează să puie asfalt. S-a făcut un terasament de așa natură, de zici că acolo se parchează tancuri, nu mașini. Domnul primar spunea că 17 milioane de lei vechi costă. Jumătate de metru s-a săpat, s-a băgat balastru și acolo se parchează daci, mașini.
Mă înțelegeți? Pe ori facem risipă, ori nu mai facem risipă. Și încă o problemă. Am observat, domnul primar, că s-o, în atenția dânsului, parcările, spațiile verzi, și acum a tăbărât cu cimitirile. Ce idee o fi venit cu cimitirile, eu nu pot să-mi explic. Pe nu mai sunt locuri de veci. Pentru că primăria are Urbisul, care are cimitirul Sfântul Gheorghe, Eroi și cam așa ceva. Dar mai sunt o groază de cimitiri particulare, unde sunt locuri, iar în unele cimitire chiar nu se poate înmormânta, pentru că nu este de acord episcopul. Mă înțelegeți? N-a picat la pace cu patronul cimitirului. M-ați înțeles? Pentru că este o afacere mare de tot și aia părinților, a popilor, ca să zic așa. Da, ăsta și e un alt subiect și nu aș vrea să-l discutăm. Nu de competența acum, noastră, din păcate, de... nu suntem în măsură să-l discutăm. Și totuși, să mai spun, ar exista o soluție, să știți. De exemplu, am înțeles că o comisie din mai multe județe merg într-un schimb de experiență în Japonia, în China, nu știu mai unde. Probabil că o să prinde domnul primar un schimb de experiență să meargă și din India. Dar acolo am înțeles că morții să cam ard. Și poate face un crematoriu la Buzău. Ar fi bine, nu? Să știți că dacă tot vorbeați de arhiepiscopie, sunt alte religii care incinerează. Nu, religia asta este treaba, noi... e o afacere mare la pot. Mare de tot. Și cum dacă nu permite să înmorminteze oamenii, nu le permite la pot. Ce să vă spun mai mult de atât? Da, de aceea ar trebui să avem un cimitir nou aprobat de arhiepiscopie. Păi, cimitirile ocupă loc mult. Dacă ar face un crematoriu, ar fi bine. Ia spuneți-l, domnul primar. Păi da, dar să știți că popii nu-s de acord nici cu crematoriu, pentru că religia noastră nu prea permite incinerarea. La crematoriu la ardem și am terminat cu popa, cu tot. Păi da, dar religia noastră nu permite incinerarea. Să știți că nimeni nu fac scapă popii de... Religia noastră permite să nu mormânteze mortul la cimitirul respectiv? Deviem de la subiect și să știți este că cu domnul viceprimar nu poate să vă lămurească. Vă mulțumim. Îl las și pe domnul Neder să vă răspundă. Vă mulțumim. Domnule Neder, pe scurt, pentru că am și multe mesaje, a fost ultimul telefon. Spuneți-mi ce se va întâmpla în zilele următoare. Poate până la sfârșitul lunii martie cu plombările. În zilele următoare lucrările vor continua, cum v-am spus. Pe toate aleile încercăm să astupăm toate gropile care există la ora actuală și imediat ce vom avea bugetul vom demara operațiunile pentru asfaltare. Cum v-am spus, fiind vorba de sume mult mai mari, acolo vor fi implicate, vor fi alte programe, ca să spun așa. O să vă citesc mai multe mesaje, o să vă rog să răspundeți scurt și să rețineți și datele. Între agricol și piață, pe mijlocul străzii, s-a trasat o linie continuă. Nu văd rolul ei atât timp cât sunt mașini parcate pe stânga și pe dreapta și mai este și sens unic. Da? Poate discutați. Știu că e o comisie, da, e o comisie de disciplină rutieră. Și poate să rezolvă. Un alt telespectator vă spune, primăria Buzău să ia ca exemplu primăria comunei Stâlpu. Ce s-a promis se vede foarte bine acolo. Felicitări! Discutăm de o localitate mult mai mică și cu totuși și cu totul alte probleme se ridică la nivelul acelei localități. Altcineva spune, știți că pe strada Crinului trece o mașină la 10 secunde? De ce nu figurează la priorități de asfaltare? Este plină de gropi, este o arteră importantă. Tot Buzău este la prioritate de asfaltare, așa că încercăm ușor, ușor. S-a plecat cu intrările din municipiul Buzău. Altcineva întreabă, bună seara, dar o fabrică nu se poate face? Numai cimitire se pot face? Nu prea este de competența primăriei să deschidă o fabrică, din păcate. Bun. A se decoperta și asfalta, probabil plomba, în fața băncii Raiffeisen la trecerea de pietoni, da. Iar gropile de pe Alea Sporturilor așteaptă să fie astupate. Cu scuzele de rigoare vă spun că nu prea aveți stofă de manager. Nu înțeleg de unde aveți puterea să râdeți indirect când municipiul este praf în toate domeniile. Spune un telespectator. Este părerea dânsului. Eu respectăm, nu avem ce să facem. Pe Alea Sporturilor oricum ar trebui să rețineți faptul că ar trebui continuate lucrările. Toate arterele la ora actuală au probleme. V-am spus, toate echipajele
celor de la Urbis sunt în stradă, lucrează. Bun, să sperăm că se vor rezolva problemele. Cu siguranță. Și de asemenea ar mai fi problema aceea la rundul de la tribunal. Poate o să o luăm o în calcul, chiar în comisia cu... de circulație o să ridic această problemă și să vedem dacă... Pe lângă toate problemele din municipiu, pe lângă toate sarcinile pe care le aveți în calitate de viceprimar, în ultima perioadă au apărut și probleme politice în ceea ce vă privește. Știu că la nivel național ADE se confruntă cu tot felul de scandaluri, de discuții în contradictoriu. În Buzău, care e situația? O să vă rog așa pe scurt să ne spuneți. Să vă spun câteva cuvinte. Deci, din câte știu și din ce am mai citit în presă și din informațiile mele, s-au cam rezolvat și la București problemele și aici mă refer la această conducere cu doi președinți, domnul Daniel Constantin și domnul Tăriceanu. La Buzău nu sunt probleme. Noi n-am avut o coaliție, să spun așa, la nivelul organizației ALDE între fostul PC și fostul PLR. Noi de la început am avut un singur președinte, dar și acesta are statut interimar până la alegerile locale. Se anunță un congres extraordinar la nivel național prin care se va pune un singur președinte și automat și organizațiile din teritoriul vor trebui să-și facă alegeri și atunci vor avea un președinte permanent. La nivelul organizației județene, să spunem așa, cu toate că eu sunt doar președintele organizației municipale, nu sunt tensiuni, suntem într-adevăr o organizație mică, din păcate, o organizație care, îmi pare rău să recunosc, dar mai mult stagnăm decât progresăm, dar nu e nicio problemă asta, avem timp și suntem în creștere. Eu spuneți sunt alături de... Poftiți? E liniște, spuneți, în Buzău, din punctul ăsta de vedere. Da, până una alta este liniște și nu văd de ce s-ar produce vreun scandal la ora actuală. Suntem oameni, suntem puțini și ne înțelegem, așa știți cum e, nu suntem masa aia mare, dar suntem puțini și ne înțelegem. Și eu sunt fer convins că și pe viitor o să ne înțelegem, pentru că ca și mine și ceilalți colegi își doresc ca formațiunea noastră politice să progreseze și să nu stagneze. Toți își doresc să ne mărim numărul de organizații în teritoriu, toți își doresc să-și mărească numărul de membri, așa că cu siguranță o să ne mărim și noi și cu siguranță o să ne înțelegem. Da, ar fi bine să se întâmple totul așa cum a fost promis și în municipiul Buzău din partea primăriei. Din păcate, sunt în continuare multe apeluri și pe telefonul mobil. Din păcate, nu există posibilitate tehnică să vă răspundem. Acesta a fost există tipul timp, emisiunii eu am să de mai astăzi. Vin de fiecare și dată când o să fiu. Și oricum aveți audiențe, din câte știu. Da, în fiecare marți, repet, de la începând cu ora 3, nu am limită, vorba domnului, pot să stau și non-stop atunci să rămân peste program, nu beneficiez de niciun spor, vorba celuilalt domn, chiar dacă rămân și peste program. Am audiențe începând cu ora 3, îi aștept pe cetățenii municipiului Buzău să vină să rezolvăm problemele împreună. Să știți că o să vă întreb data viitoare dacă cele care au fost semnalate astăzi, problemele au fost la rezolvate ce stadiu sau sunt, nu. Sau dacă s-au rezolvat. Exact. Vă mulțumesc mult pentru prezență, domnule viceprimar. Și eu vă mulțumesc foarte viceprimar. Mult pentru invitație. Și ne revedem curând. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Urmează jurnalul Campus TV. O seară bună, la revedere!